Franz Timmermans amenință România cu judecata. Prim vicepreședintele Comisiei Europene a avertizat pe aleșii de la București că va apela la Curtea Europeană de Justiție dacă nu vor regândi modificările aduse codului penal și legilor justiției. Responsabil în Parlamentul European cu respectarea legilor și a statului de drept, Franz Timmermans a criticat și intervenția jandarmeriei la protestele din 10 august. Cu toții am fost șocați de imaginile protestatarilor pașnici și de cum au fost ei primiți de autoritățile de aplicare a legii. Comisia face apel la autoritățile române să regândească cursul pe care l au luat. Prin vicepreședintele Comisiei Europene a pus sub semnul întrebării și procedura prin care a fost demisă Laura Coduța și Decizia finală în cazul demiterii șefei DNA aparține președintelui. Curtea Constituțională l-a obligat în acest caz să fie de pe președinte care inițial s-a opus să fie de acord cu această demitere. Liderul partidului de guvernământ, Libiu Dragnea, a reacționat tranșant după intervenția lui Franz Timmermans în cadrul Comisiei de Libertăți Civile și Justiție Libe din Parlamentul European. Trebuie să recunosc că sunt destul de dezamăgit de această atitudine pentru că nu mi-am imaginat niciodată că o țară intrată în Uniunea Europeană va fi amenințată în felul acesta atât de brutal. Vreau să vă spun că s-au trimis documente scrise, informații, dovezi la Bruxelles, dar nimeni nu a avut niciun fel de reacție. Nu s-a spus în mod concret care sunt acele articole din legile justiției care afectează independența justiției, a declarat Liviu Dragnea pentru un post de televiziune. Și ministrul justiției Tudorel Toadere a dat prin vicepreședintelui Comisiei Europene o replică dură. Să vorbim informați și dacă se poate și ar trebui să se poată, să fim de bună credință. Cu privire la codul penal și codul de procedură penală, îngrijorările, preocupările de un fel sau altul sunt premature pentru că ele se află în controlul de constituționalitate la CCR și nu știm care sunt soluțiile finale care se vor aplica. În ceea ce privește legile justiției, de pa 13 ani funcționează și au o mulțime de prevederi neconstituționale. Noi suntem în plin proces legislativ, nu este nimic definitiv, a afirmat ministrul justiției. În 3 octombrie, Parlamentul European va discuta despre protestele violente din 10 august. La dezbatere a fost invitată și Viorica Dăncilă, premierul României.